cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie într-un tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat în rugilor tăi mila ta ce bogată și îndurările tale și izbăvește pe rugii tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire cu toate faptele cele bune, într-un tot îndurat, împărată, auzi-ne de grab și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni, adânc neajunsă. La ta slavă căzând, aducem mulțumire cu Dumnezeu pentru binefacerile care au fost asupra majestății sale, regele Mihai al României și asupra casei regale. Și ca pe Domnul te rugăm și căzând înaintea ta, te rugăm cu milostivire, ca și de acum înainte, să-i predicești neascuns întreaga credință în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune. Mântuiește oameni de toată rea la întâmplare, dăruindu-le pace, liniște și binecuvântare. Și ne predicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele pe alune a credit și a cântație și celui tot început al Tău. Și prea Sfântului și Bunului de viață pe Tatălui Tău Duh. În vecii vecilor. Amin. Slavă-ți-e, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă-ți-e. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea Puternice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru căciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor răugaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, împreună cu toate puterile de trupești cerești, a căror sfântă pomenire o sfârșim astăzi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Rogilor tăi, Majestatea sa, Regele Mihai, întâi a României, Majestății sale, Majestatea sa, Regina ala României, Alteța sa regală, Principesa sau Moștenitoare, Margareta României, Alteța sa regală, Principele Consort al României Radu, Alteța sa regală, Principele Nicolae al României, împreună cu întreaga casă regală a României, le Doamne, sănătate, mântuire, cu toate bună sporire, și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Povățuirea Dumnezeului Cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește
iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsii. Să ne vedem.